Una din condițiile impuse de minister în vederea acreditării unităților spitalicești este legată de amenajarea spațiilor necesare pacienților. Conducerea principalei unități sanitare din Gorj spune că la ora actuală 95% din condițiile impuse sunt rezolvate. Există însă lucrări neterminate care trebuie finalizate până pe 6 iunie. Pe partea administrativă, pe partea de infrastructură, mai avem doar foarte mici detalii care, cu siguranță până la data de 6 iunie, până la data sosirii Comisiei de Acreditare, le vor reabilita, le vor realiza. Acestea ar fi finalizarea lucrurilor de spitalizare de zi, finalizarea lucrărilor de modernizare a holurilor de acces a intrărilor din spitalul cu sediu pe strada Progresului. Avem parcarea interioară pe care vrem să o amenajăm. Același lucru nu pot să-l spun în schimb despre spitalul de pe strada Tudor Vladimirescu, unde cu toată bunăvoința și dorința noastră nu există spațiu suficient pentru a alergi spațiu, parcarea, dar și acolo ne gândim la o posibilitate. În ceea ce privește bugetul unității, conducerea susține că se vor putea acoperi și ultimele cheltuieli. În această perioadă, cu toate investițiile majore pe care le avem, mai avem și un rest bugetar, astfel încât nu pot fi probleme nici cu salariile, nici cu bonurile de masă, nici cu alte plăți care trebuie făcute, nu avem nici datorii care să fi depășit termenul. Astfel încât Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, cred că în acest moment are o activitate financiară relativ bună, pozitivă. Acreditarea Spitalului Județean din Târgu Jiu a fost amânată de 4 ori pe parcursul a 3 mandate diferite. O firmă de consultanță a fost angajată pentru a rezolva acest aspect, iar acum o comisie a Ministerului Sănătății este așteptată la începutul lunii iunie în vederea acreditării.